Cea mai mare sumă de bani a dispărut de la Banca de Economii în zilele de 25 și 26 noiembrie 2014, când portofoliul de credite a fost transferat de la BEM la Banca Socială. Este concluzia raportului elaborat de experții Kroll, publicat de Banca Națională. Autorii urmează să vină la Chișinău la mijlocul lunii ianuarie pentru a aproba strategia de recuperare a bunurilor infracționale legate de frauda bancară. În sinteza Kroll se spune că suma totală care a fost transferată în acele zile a fost de 956 de milioane de dolari americani. Ulterior, întreaga sumă a fost transferată către 5 companii moldovenești afiliate lui Ilan Shore. De aici, banii au ajuns pe 5 conturi la o bancă din Letonia. Ulterior, toată suma a fost distribuită prin alte conturi, ca într-un final să ajungă să fie plătită ca datorie a Băncii de Economii. În același timp, speakerul Adrian Candu a anunțat că echipa Kroll va veni la Chișinău la mijlocul lunii ianuarie pentru a discuta și dezvolta subiectul furtului miliardului. În acea perioadă, deja din discuțiile și cu prim-ministru, se va aproba strategia de recuperare a bunurilor infracționale legate de frauda bancară din exterior. Întrebat de ce Shore se află încă la libertate, chiar dacă rapoartele Kroll arată că toate companiile lui sunt principalii actori și beneficiari ai fraudei, Candu a declarat că se va face dreptate și în acest caz. Domnul Shore și echipa lui și companiile lui sunt principalii actori și beneficiari ai fraudei bancare. De câte cunoașteți, domnul Shore a primit deja prima condamnare în instanța de fond. Urmează curtea de apel, atunci decizia instanței de judecată va fi executabilă. În același timp, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, și-a exprimat nemulțumirea că Banca Națională a Moldovei a publicat doar sinteza raportului Kroll și doar în limba engleză. Noi, fracțiunea Partidului Liberal, cerem să fie dat publicității raportul în întregime, pentru că asta înseamnă cârdășie și bătaia de joc față cetățeni de cei care au fost furați miliardul. Și nu ne puneți pe noi în situație să legăm acest miliard de gâtul guvernării actuale. Și liderul PAS, Maia Sandu, susține că cel de-al doilea raport Kroll arată un lucru cunoscut de toți, că Ilan Shore este cel care a pus în aplicare schema prin care s-a furat un miliard de dolari din sistemul bancar al țării. Apropo, despre beneficiari, în raport se spune că o parte din bani au ajuns în conturile altor 7 bănci din Republica Moldova. Autorii raportului mai spun că anumite conturi din 2 bănci locale, bănci care au primit cei mai mulți bani, au fost parte a schemei implementate de Shore. Sunt curioasă să aflu care sunt aceste 2 bănci. De asemenea, autorii spun că nu au obținut acces la toate datele băncilor din Republica Moldova. Mă întreb ce instituție nu a oferit acces la informație, poate BNM, însă un lucru care ridică semne de întrebare. Cei de la Kroll nu au avut posibilitate să discute cu Shore, o fi pentru că Shore i-a refuzat sau pentru că autoritățile nu i-au lăsat, s-a întrebat Maia Sandu. Menționăm că sinteza raportului Kroll 2 conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns.